De ce i-a judecat Iosif pe frații lui? Din ce cauză? Ce a vrut să vadă? A vrut să vadă dacă s-au schimbat. Corect. Întrebarea este, care este acel indicator pe care a vrut să-l vadă Iosif, care să indice faptul că frații lui s-au schimbat? Ce a căutat el? Pocăința, mulțumesc. Așa este. Vedeți, Geneza 44 spune spaima fraților lui Iosif. De ce a trebuit să-i treacă pe aici? Prin frică, prin spaimă, prin... De ce? La versetul 15, Iosif le-a zis, ce fapt ați făcut? Nu știți că un om ca mine are putere să... Și în momentul acela, probabil că frații lui Iosif au început să se gândească la ce fapt au făcut. Și spuneți-mi mie care era singura faptă care îi urmărea. Nu exista altă faptă în viața lor, nici la nivel de bine, nici la nivel de rău, decât fapta aceea, singura. Și Iosif dialoghează cu conștiința lor. Și întreabă, ce fapt ați făcut? Din ce cauză ați ajuns în situația asta? Ce se întâmplă? Și scormonește oarecum, sapă în conștiința lor, să vadă ce să vadă. Ce să vadă? Și se uită, ce să vadă? Schimbare, regret... În momentul în care îl oprește pe Simeon la închisoare pentru vreo 6 luni de zile, ce a vrut să vadă? Ce a vrut să vadă? Mulțumesc! Apoi, când le pune paharul lui la gura sacului, și când vrea să-l oprească pe Beniamin, ce a vrut să vadă? Îl iau pe Beniamin aici. Ce a vrut să vadă? Vedeți, sunt multe lucruri pe care el le-a văzut cu ocazia asta. Le-a auzit limba, a auzit cum se dezvinovățeau între ei, a auzit povara sufletului lor, știa că sunt complexați, știa că se simt vinovați, știa că le pare rău. N-a fost suficient. A mai vrut ceva. În momentul când a zis, îl opresc pe Beniamin aici, a mai vrut ceva. Ce a vrut? Știți, iubirea e altceva decât părerea de rău. E altceva decât vinovăția. Dragostea se naște ca un produs sufletesc care sigilează toate acestea. Tot examenul pe care l-a făcut în momentul acela Iosif a fost un examen ca să vadă dacă frații lui pot iubi. Pentru că e o problemă să iubești. Pentru că e o problemă să poți să iubești. Mai ales după ce ți-ai vândut frații. Mai ales după ce ai fost necredincios. Mai ales după ce în familia lor au fost atât de multe animozități, atât de multe lupte, atât de multe confruntări. E foarte greu ca să crești în tensiune la adolescență, în copilărie, iar la maturitate să poți iubi. Nu că e greu? E împotriva firii. Invers se mai poate.
Să înveți să iubești la copilărie și să pierzi dragostea la maturitate. Se mai poate. Dar tu să înveți să te lupți mereu la nivelul copilăriei și când ajungi să fii mare, să-ți dai viața pentru fratele tău, nu se face. De-aia atunci când Iuda spune, te rog eu frumos, ia-mă pe mine și dă drumul băiatului, Iosif recunoaște acel indicativ, acel indice care arată că în familia lui a început vindecarea. Și atunci li se descoperă. Și în momentul acela își pune sufletul pe tavă înaintea lor. Până atunci n-a îndrăznit, n-a avut curaj. În momentul acela, în camera aceea egipteană, a avut loc un fel de cameră de sus, în care a avut loc reunirea, împăcarea. Iosif înțelege că ceea ce pierduse familia lui era capacitatea și puterea de a iubi. Apropo, ce a pierdut Adam în momentul în care a păcătuit împotriva lui Dumnezeu? Acolo, la pomul cunoștinței binelui și răului, ce a pierdut acolo? Foarte mulți spun a pierdut cunoștința de bine și așa. Toate sunt adevărate. Dar ce a pierdut? Până în momentul acela și-ar fi dat viața. După momentul acela a început să-și conserve viața. Atâta tot. Femeia care mi-ai dat-o tu, ia. Șarpele care l-ai făcut tu. Tu ești vinovat. Ce-au pierdut? N-a existat un alt obiectiv și o altă lovitură mai puternică pe care a realizat-o Satan în momentul acela decât această lovitură împotriva iubirii lor de Dumnezeu și iubirii unul față de celălalt. Și după ce a realizat lovitura asta extrem de puternică, după aceea aproape că n-a mai fost nimic de făcut. Când a fost scoși afară din grădina Edenului, Dumnezeu același lucru l-a căutat. Același lucru l-a căutat. Să vadă cât de mult se iubesc. Și când a văzut cât de puțin se iubesc, a făcut ca planul de mântuire să aibă la bază recâștigarea iubirii. Nu există nimic mai proeminent, mai direct în modul de a așeza mântuirea în sufletul nostru decât intenția lui Dumnezeu de a ne face să iubim din nou, sfânt, curat și cu putere. Apropo, cum s-a simțit Domnul Iisus Hristos în momentul în care Petru, în seara dinainte de răstignire, îi spunea, știi ce, dacă toți te vor vinde, eu voi rămâne cu tine. Cum s-a simțit Domnul Iisus? Petru a crezut că face cea mai mare declarație de fidelitate și de dragoste. În realitate, ce declarație a făcut? A făcut cea mai mare declarație de egoism pe care un om o putea face. Adică îi vedea pe frații lui cum? Cum îi vedea pe frații lui? Ei toți or să cadă, o să trădeze, ăștia nu o să intre în cer niciodată. Dar eu? Vi s-a întâmplat să gândiți vreodată așa? David.
mi-e dor, aș bea apă din fântâna Betleemului. Din fântâna de la poarta Betleemului. Și trei dintre vitejii lui au trecut prin liniile dușmanului, au scos apă și au adus. Spuneți-mi ce a văzut, ce a văzut David în toată treaba asta. Să fie limpede, să bei apă din fântâna de la poarta Betleemului, e un moft. David nu avea nevoie de apă în momentul ăla, avea probabil apă în ulcioare. Era moft. Când a primit apa, a vărsat-o înaintea Domnului. Din ce cauză? Ce a văzut în apa aceea? Cei trei viteji făcuseră lucrul ăsta din drag. Nu de obligație. Nu era o misiune militară. Nu. Împliniseră un moft al împăratului lor. O dorință a împăratului lor. Nici măcar semnificativă. Și David a văzut acolo iubire. Probabil că unul dintre cele mai frumoase caracteristici ale lui David a fost înclinația lui spre a iubi și a realiza legături de iubire. David și Ionatan. Așa și începe David viața lui, așa era viața lui, era în felul ăsta, se lega de Ionatan și zice, Ionatan l-a iubit ca pe sufletul lui. E foarte ciudat cum de Ionatan a învățat să iubească în felul acesta, când în experiența lui Saul nu exista dragoste. Nu exista dragoste. O viață întreagă Saul n-a făcut altceva decât s-a iubit pe sine și a urât dușmanii și a încercat să poarte războaie sau război cu toți aceia care nu erau de părerea lui. Dragoste? Pe unde ați văzut la Saul? A avut vreun prieten așa pentru care să-și dea viața? Saul a fost un creștin super, ca și noi. Mergea la biserică, aducea jertfe, conducea poporul și a dat viața pentru popor. Dar dacă te uiți în viața lui Saul să-i găsești iubirea, descoperi un mare pustiu. Un om care n-a reușit să iubească. Nici măcar o dată. Domnul Iisus Hristos. Matei 25. Zice așa, știți? Când voi veni la sfârșitul veacului, voi căuta ceva pe pământul acesta. Ce vei căuta, Doamne? Ce vei căuta? Auziți. Versetul 34. Veniți binecuvântații tatălui meu. Versetul 35. Căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncare. Mi-a fost sete, mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Citiți mai departe. Există un pericol aici. Foarte mulți cred că acestea sunt singurele lucruri pe care Dumnezeu
le ia în considerație la judecată. Dragii mei, nu sunt singurele lucruri. La judecată mai e și pilda celor 10 fecioare. La judecată mai este și pilda talanților. Sunt multe la judecată. Este, eu știu, acea pildă a anunții fiului de împărat. Toate. Dar spuneți-mi, vă rog, de ce caută treaba asta la judecată, printre altele? De ce și asta contează? Zilele trecute am făcut o descoperire pentru mine. Știți? Legea și dragostea sunt două lucruri care merg împreună. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre ele. Harul și legea. Legea și dragostea. Ce e legea? Și am ajuns la concluzia că legea reprezintă acele lucruri care sunt imutabile din caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se schimbă sub nicio formă în legătură cu lucrurile despre care El vorbește că sunt lege pentru El și pentru universul întreg. Spre exemplu, ura față de păcat nu se va schimba niciodată. Dumnezeu a stabilit că mântuirea va fi prin distrugerea păcatului. Noi vedem că mântuirea este salvarea noastră și este corect. Dar nu este doar atât. Pentru că salvarea noastră implică distrugerea păcatului. E lege. Din cauza aceasta, legea nu poate să fie desființată. Pentru că legea întotdeauna arată păcatul, arată acele lucruri care trebuie să fie desființate din universul acesta. Legea identifică păcatul, îl localizează și îl distruge. Prin lege Dumnezeu acționează împotriva păcatului, distrugându-l, astfel încât mântuirea să poată să aibă loc. Bun. Asta este partea imutabilă din Dumnezeu. Dar dragostea ce este? Dragostea reprezintă libertatea lui Dumnezeu. Libertatea lui Dumnezeu de a crea. În timp ce El este stabil în legătură cu anumite lucruri, anumite principii ale sale, dincolo de asta, dragostea îi dă lui Dumnezeu nu doar posibilitatea, dar avantajul de a crea lucruri care uimesc prin iubirea și prin libertatea sa. Astfel încât jertfa Domnului Iisus Hristos pe cruce nu este altceva decât rezultatul libertății sale. Nimeni în univers, îngerii, demonii, omul și așa mai departe, nu și-au putut imagina că în universul acesta vreodată Fiul lui Dumnezeu va trebui să moară. Era imposibil, era împotriva oricărei legi, cauză-efect. Nimeni nu putea deduce treaba aceasta, nimeni nu putea să aibă pretenția asta în univers. Până când dragostea, care înseamnă libertatea lui Dumnezeu, l-a pus pe Iisus Hristos în postura de a face ce vrea. Și în momentul acela de libertate, Iisus Hristos a construit conceptul ispășirii sau conceptul crucii. Iisus Hristos a fost liber în momentul în care a ales crucea. Când Domnul Iisus Hristos caută aici aceste lucruri, Domnul Iisus Hristos caută libertatea ta și libertatea mea. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos vrea să vadă, tu ai fost liber lângă mine? Ai fost liber în religia ta? Te-ai simțit bine? Pentru că dacă te-ai simțit bine, atunci ai dat mâncare celui flămând, ai dat apă celui însetat, ai fost și ai vizitat pe cei de la din temniță. Asta e libertatea ta. Ești liber? Sau ești doar constrâns? Cum e când suntem liberi? Cum e când suntem liberi? Cum ne manifestăm atunci când suntem liberi? Și asta este problema care ține de dragoste.
În Ioan, capitolul 13, cu versetul 34, Domnul Iisus Hristos zice: vă rog frumos, vă dau o poruncă nouă. Iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu. Ceea ce înseamnă fiți liberi. Fiți liberi să faceți pentru cel de lângă voi toate lucrurile care vă trec prin minte pentru a arăta cât de mult îl iubiți, cât de mult îl apreciați. Mergeți până acolo încât dați-vă viața pentru el. Atât de liberi să fiți. Inventați, creați modele ale iubirii care să se manifeste. Și dacă vi se pare ciudat, gândiți-vă la Maria Magdalena. Când a venit acolo cu vasul acela de nard curat. Un an de zile de muncă, continuu, strâns acolo, a plătit cel mai scump parfum care exista acolo. Ce parfum cel mai scump există acum? Nu, eu nu știu. Mă puteți ajuta? Chanel? Mă rog, Chanel. Dragii mei, cel mai scump posibil. Îl iei, fă ceva să arăți că îl iubești pe Domnul tău. Așa a făcut Maria. Iuda a zis, e o nebunie. Alții au zis, e o risipă. Alții au zis, ce-o fi apucat-o? E un gest de excentricitate. Și Mântuitorul i-a zis, a făcut un lucru frumos pentru mine. Libertate! Fă ce vrei pentru Iisus Hristos. Fă ce vrei tu. Ia să vedem ce vrei. Iertați-mă, poate că ceea ce urmează acum vă scoate puțin din confortul poetic. Dar treceți, vă rog, cu coșul printre rânduri. Și fiți liberi să faceți ceva pentru Iisus Hristos. Și veți vedea cât de un dolar se pun. Nu cer bani pentru biserică în momentul ăsta, nu, sub nicio formă. Mă verific pe mine, atâta tot. Atât. De asta Mântuitorul spune: credeți că puteți iubi? Ce ziceți? Credeți că puteți iubi cum v-am iubit eu? Uneori când ne-am botezat, am zis așa: Doamne, noi ne-am botezat pentru că vrem să nu mai furăm, să nu mințim. Lucruri pe care și oamenii de stradă le fac. Mântuitorul spune, când te-ai botezat, te-ai gândit vreodată că ți-e angajamentul să iubești, să fii liber în iubire și să mergi să-L iubești pe Dumnezeu cât te-a iubit El pe tine? Te-ai gândit că ăsta e de fapt angajamentul? Poți iubi așa? În același loc, în Ioan 21, 15-17, Mântuitorul se întâlnește cu Petru după înviere și se uită la Petru și, știți, atât îl întreabă: Petre, nu te întreb de trădare, nu te întreb că m-ai vândut, nu, asta chiar nu mă interesează, dar mă interesează un lucru. Mă iubești? Credeți dumneavoastră că la judecată această întrebare ne va fi pusă, credeți? Credem orice, că de-aia e judecată. Dar întrebarea este, dacă mi-aș pune întrebarea asta acum, ce-aș răspunde? Adică, iubesc pe cine? Cât? Cum? E posibil?
La judecată este foarte posibil că voi veni și spune: Doamne, dar m-am străduit să nu mint, să nu fac aia, să nu fac cealaltă și am cerut iertare de fiecare dată, de 70 de ori, de 7 câte zi, am cerut iertare, ca nu cumva să treacă ceva fără să-mi cer iertare și tu trebuie să mă ierți pentru că... Păi... Dar de iubit? Poți iubi? Ai iubit? Ți-ai dat viața? Apocalips 2 cu 4. De la versetul 2 pentru context. Știu faptele tale. Da. Ai valoare, să știi. Răbdarea ta, osteneala ta, îți spune Domnul la judecată. Te-ai ostenit pentru mine. Ai răbdat pentru mine. Știu că nu pot să sufer pe cei... Pe cine? Ziceți. Nu pot să sufer pe cei răi. I-ai urât cu toată puterea. E bine? Ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Ai păstrat curăția amvonului. Ai păstrat curăția mesajului. Știu că ai răbdare, ai suferit din pricina numelui meu și ai rezistat, n-ai ostenit. Iată câte lucruri bune. Și Dumnezeu spune: dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Cu alte cuvinte, cum stai cu dragostea de la urmă, adică cu dragostea de apoi? Cu asta cum stai? Din experiența aceasta, mie mi se arată că cel mai ușor este să părăsești iubirea. Poți să rămâi să rabzi, poți să rămâi să te lupți, să suferi din pricina numelui lui Iisus Hristos, poți să lupți până la capăt, să stai cu îndârjire, cu statornicie pentru niște principii. Și Dumnezeu vede lucrul ăsta și spune că sunt lucruri bune. Dumnezeu nu spune că e rău. Dumnezeu nu spune că ești fariseu, nu spune că ești superficial, nu. Dar Dumnezeu spune un lucru. Dați poți da viața pentru fratele tău? Textul acesta este text frate cu textul din Matei 24. Matei 24, versetul 12. Contextul aici este ăsta. Versetul 9. Vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Mulți vor cădea sau se vor potigni, se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții. Vă rog să observați destrămarea coeziunii sau a bisericii vine în momentul ăsta. Atunci se vor scola mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Dar vă rog să observați versetul 12. Din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Nu zice că din cauza persecuției. Nu zice, din cauza că au fost persecutați și au pierdut dragostea de întâi. Nu. Nu zice că din cauza că au fost chinuiți, au fost omorâți, au fost urâți. Nu. Astea nu lucrează la capitolul iubirii. Singurul
element care distruge capacitatea cuiva de a iubi este fără de legea, din pricina înmulțirii păcatului și a fără de legii, oamenii sunt incapabili să iubească. Iar termenul de aici este se va răci. În Apocalips, capitolul 3, mă întorc, există un termen care leagă versetul ăsta din Matei 24 cu 12, leagă de starea bisericii la Odiseea. Biserica la Odiseea spune că a ajuns să fie cum? A ajuns să fie căldicică, da? Știu faptele tale, nu ești nici rece, nici înclocot. O, de ai fi rece sau înclocot. Ceva se întâmplă. Dragostea celor mai mulți se va răci. Când spune că nu ești nici rece, nici înclocot, temperatura bisericii este dată de dragoste, nu de altceva. Și el spune, biserica la nivelul temperaturii este căldicică. Dar fi rece sau un clocot ar fi mai bine. Ce se întâmplă cu un om care e căldicel? Care e problema lui? Mă puteți ajuta? Indiferent mulțumit de cum este, altceva. Confuzie. Dragii mei, eu, în înțelegerea mea, este că dacă dragostea măsoară temperatura și dacă omul respectiv sau biserica respectivă este căldicică, înseamnă că biserica respectivă nu poate să iubească. Ăsta este diagnosticul vremii de apoi. De aia, e o mare deosebire între dragostea din tâi și dragostea de apoi. E o mare deosebire. Dragostea din tâi este fierbinte, dragostea de apoi este rece, distantă, convențională. Ne iubim civilizat, dar îți dai viața? Iubești pe cine te iubește. Prețuiești pe cine te prețuiește. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, păi și neamurile fac așa. Cu ce sunteți voi mai buni decât neamurile? Și Doamne, ce vrei? Spuneți-mi ce vrea Domnul. Iubiți pe? O știm, așa e. Problema este, putem? Putem să iubim pe vrăjmașii noștri? Poți să-l chem să stea la masă cu tine? Poți să-i întinzi mâna și să-l declar ca fiind cel iubit de tine? Poți? Și mi s-a spus nu. Îi drept, fraților. Cel ce a vorbit în noi când am spus nu a fost îl vechi. Cu alte cuvinte, firea veche. Firea veche nu poate și spune de la bun început, eu nu fac așa ceva să mă pici cu ce are. Eu nu fac așa ceva pentru că nu pot. Nu credeți că e nevoie de altceva? Pentru că dacă suntem în situația aceasta, noi nu avem nicio șansă să stăm alături de Domnul care și-a dat viața pentru noi. Pe când eram noi încă vrăjmași. Noi eram vrăjmași. Noi suntem în locul ăsta pentru că cineva a murit pentru noi în momentul în care noi l-am răstignit, noi i-am bătut cuiele, noi l-am omorât, noi eram vrăjmașii lui și el a murit pentru noi. Și după ce el a făcut treaba asta,
Noi spunem acum, datorită firii noastre vechi, datorită echipajului pe care îl avem în dotare, noi spunem, noi nu putem. Domnule, până aici. Dar știi ce mi-a făcut? Știi ce mi-a făcut? Nu pot! Cum vom sta alături de Iisus Hristos? Cum? Dragii mei, nu mă sperie legea. Mă sperie harul, să știți. Mă sperie bunătatea lui Iisus Hristos. Mă sperie libertatea lui Iisus Hristos. Pentru că eu descoper că Iisus Hristos este liber în dragoste, pe când eu sunt rob. Eu am limite atât de categorice, atât de profunde, atât de stabile și imposibil de a fi rupte, încât mi-e frică de mine însumi. Încă o dată, mi-e frică și mă sperie harul lui Iisus Hristos mai mult decât legea. Cum să vă zic? Legea mi-arată păcatul și mă duc la Iisus Hristos și îi spun, Doamne, am păcătuit, te rog frumos să mă ierți și mă iartă. Dar cu neputința mea de a iubi, ce să fac? Mă duc la el și îi spun, Doamne, nu pot să-L iubesc, te rog frumos să mă ierți. Aici e vorba de iertare, e vorba. Că dacă mă iartă și rămân tot așa, la nivelul zero, spuneți-mi mie care e soluția. Aici nu e vorba de iertare. Aici e vorba de... Și roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria. De ce e vorba aici? De Duhul Sfânt. Ce se întâmplă cu mine când nu pot iubi? Sesizați ce lipsește. Ce lipsește? Ce lipsește? Duhul Sfânt. Aici mie nu-mi lipsește iertarea. Mie îmi lipsește puterea. Mie îmi lipsește bogăția aceea pe care Dumnezeu mi-a promis-o că mi-o va da pentru ca să mă transforme în alt om. Că în mine vorbește tot cel vechi, în mine vorbește tot ăla care a fost. Eu am toate rudimentele pe care firea mea veche le-a avut o viață întreagă, le păstrez în mine ca și cum cu ăstea mă duc în cer. Dar, dragii mei, spuneți-mi, de ce și-a judecat Iosif frații? De ce ne va judeca Dumnezeu pe noi? Nu cumva pentru ca să rezolvăm problema aceasta, să vedem putem iubi sau nu? Putem învăța texte biblice, putem învăța o mulțime de doctrină, putem să fim niște oameni foarte clari în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Și e bine. Nimic de spus. Dar când te lasă liber, în zona liberă, cât iubești? Ne grăbim spre conflictul final. Și nu este timp pentru compromis. Nu este timp pentru a ne ascunde adevărata față. Dragii mei, așa suntem. Atunci când lupta se întețește, nimeni să nu dea înapoi. Problema iubirii întețește lupta. Problema iubirii ne confruntă cu un front în care suntem mereu și mereu înfrânți. Nu este momentul să depunem sau să ascundem armele noastre și să dăm satanei vreun avantaj în acest război. Dar dacă nu vegheați și nu vă păstrați hainele nepătate de lume,
nu veți rămâne credincioși căpeteniei noastre. Nu este timpul ca străjerii să doarmă pe zidurile Sionului. În foarte multe situații încercăm să analizăm vremea în care suntem și pentru că suntem la sfârșit de timp, avem impresia că poporul lui Dumnezeu trebuie să facă niște lucruri extraordinare și ne simțim incapabili să facem lucruri extraordinare. Continui citatul din Review and Herald din 6 decembrie 1892. Următorul paragraf. Este timpul ca poporul lui Dumnezeu să-și preia atribuțiile și să fie credincios în lucrurile mici. În acele mici lucruri pe care noi le considerăm așa. Dar care au o valoare extraordinară și care ne arată libertatea, dacă suntem liberi sau nu. Nu lăsați lucruri care trebuie făcut pentru că acesta pare mic și neimportant după judecata voastră. Curățați toate dărâmăturile, reparați spărturile imediat ce apar. Să nu existe nicio diferență sau disensiune între lucrători. Auziți? Nicio disensiune. Cu alte cuvinte, să funcționați ca un bloc unit. Să meargă toți la lucru pentru a ajuta pe cel ce are nevoie de ajutor. Sesizați pe cineva care are nevoie de ajutor, să meargă toți să-l ajute. Există o cauză pentru marea slăbiciune din bisericile noastre și această cauză este greu de eliminat, pentru că este eul. Noi am găsit pe cine să iubim, asta e marea problemă. Noi nu mai suntem în căutarea pe cine să iubim, că am găsit. Pe cine iubim noi? Poftim? Pe cine iubim noi? Pe noi. Așa zice. Noi ne iubim pe noi și din cauza asta nu mai căutăm să iubim pe altcineva, că ne ajunge. Suntem autosuficienți. Problemele nu apar deoarece oamenii au prea multă voință, ci pentru că au prea multă voință a lor. Voința trebuie să fie sfințită în întregime lui Dumnezeu. Urmașii lui Hristos trebuie să cadă pe stâncă și să fie zdrobiți pentru ca fiecare dintre cei care intră pe porțile cetății lui Dumnezeu, euul trebuie să fie răstignit. În fiecare trebuie să fie răstignit. Ce trebuie să se întâmple cu noi? Să fim zdrobiți și răstigniți. Noi zdrobiți, euul răstignit. Fraților, e greu sau e ușor? Am stat de vorbă la un moment dat cu cineva care îmi spunea, ce mă fac, am probleme în familie, nu pot să merg mai departe. Și am întrezărit această situație, această tragedie și anume, ajungem la momentul în care trebuie să fim zdrobiți și n-acceptăm lucrul ăsta. Dumnezeu conduce lucrurile, Dumnezeu ne judecă, Dumnezeu ne pune față în față cu anumite probleme, în așa fel încât să ne zdrobească ființa. Uneori sunt momente de sănătate sau dificultăți de sănătate sau de boală. Alteori probleme de relație unii cu alții, alteori probleme financiare, de tot felul în care Dumnezeu vrea să ne zdrobească. Euul, ceea ce suntem. Iar noi avem reflexul acesta de a ne conserva. De a ne conserva. Spiritul nestăpânit, care apare în inimile unora din biserică, atunci când ceva nu merge după placul lor, trebuie să fie supus, pentru că nu este Duhul lui Hristos. Este într-adevăr momentul să revenim la dragostea dintâi și să trăim în pace între noi. Noi trebuie să facem evident că nu suntem doar cititori ai Bibliei, ci credincioși ai acesteia. Dacă suntem uniți cu Hristos, vom fi uniți unul cu altul. Iisus spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Manuscris 24, 1892. Dragostea este cea mai mare nevoie a bisericii.
Rețineți. Dați-mi voie să spicuiesc câteva gânduri și voi încheia. Dacă frații s-ar întâlni o dată sau de două ori pe săptămână și cu mintea umilă, simțindu-și slăbiciunea și înțelegând defectele lor, ar cere ca Domnul să le lumineze înțelegerea și să umple inimile lor cu dragostea Lui, examinându-se nu unul pe altul, ci Scripturile, atunci Satan ar fi învins. Ar fi învins în biserică și de către biserică și de către noi. Ce zice aici? Dacă s-ar aduna o dată sau de două ori pe săptămână, frații și surorile împreună. Dar, frații mei, vreau să vă spun că nimeni n-ar trebui să programeze. Lucrul acesta ar trebui să fie rezultatul libertății biserici. Dumnezeu ne dă voie să ne strângem oricând, oriunde. Ne strângem? Asta e libertatea noastră. Libertatea noastră este să nu ne strângem. Dumnezeu spune, dacă ne-am strânge. Păi n-avem timp, n-avem... Cine ne-a furat libertatea? Cine ne-a furat libertatea de a face ceea ce Dumnezeu vrea să facem pentru ca Satan să fie înfrânt? Cine ne-a luat-o? E mult de gândit aici. E mult de gândit. Uneori prea repede renunțăm la dreptul de a fi împreună cu fratele sau cu sora mea. Datorită unei supărări, datorită unei neînțelegeri, datorită unei boli, datorită unei... O mulțime de alte posibilități. Pe când Dumnezeu spune, fiți atenți, în această libertate de a fi împreună cu fratele sau cu sora ta, în această libertate stă secretul biruinței lui Satan. Multe dificultăți imaginare, exagerări și bariere puse între frați ar dispărea, iar dragostea, mila și respectul vor lua locul certurilor și acuzațiilor. Când începi să judeci pe frații tăi, faci o lucrare pe care Dumnezeu nu ți-a dat să o faci. Nu este vorba că Dumnezeu nu ne dă voie să ne gândim ce e bine și ce este rău. Dar în momentul în care judeci motivațiile fratelui tău, în momentul în care spui, stai să vezi că a făcut asta din cauza că a gândit așa, în momentul acela intri într-un loc în care Dumnezeu nu-ți dă voie să intri. Tu nu lucrezi cu Hristos. Dumnezeu nu te-a așezat pe scaunul de judecată ca să măsori pe frații tăi și să pronunți sentințe asupra lor. Punct. Și atunci de ce ne-a dat Dumnezeu posibilitatea să judecăm dacă nu să dăm sentințe în legătură cu fratele și cu sora? Ajutați-mă! De ce te-a pus să judeci? Pentru ca să-l salvezi. Pentru ca să-l ajuți. Da, nu ca să emiți sentințe. Ajută-l! Dacă disciplina bisericii nu este cu scopul de a salva un suflet, de a-l câștiga, ca nu cumva să se piardă, atunci disciplina aceea a bisericii nu funcționează după Spiritul lui Iisus Hristos. Noi ar trebui să ducem atractivitatea lui Hristos în slujirea noastră creștină. Razele plăcute ale soarelui neprihănirii ar trebui să strălucească în inimile noastre ca să putem fi plăcuți și veseli și să avem o puternică și binecuvântată influență asupra celor din jurul nostru. Adevărul lui Hristos nu duce la jale și tristețe. Nu uitați, frații mei, că suntem la școala lui Hristos pentru a învăța lecțiile adevărate ale iubirii. Noi suntem învățați în această școală să avem credință în Mântuitorul nostru. Noi trebuie să tratăm cu atenție nevoia propriului nostru suflet, să profităm de fiecare privilegiu dat nouă pentru a învăța blândețea și smerenia lui Iisus Hristos. Vreau să vă întreb încă o dată în ce constă deci libertatea noastră. Ești liber să fii ca Iisus Hristos, să te simți bine în a-L urma pe El. Asta e libertatea. Lăsați ca glasul simplu, plin de încredere al rugăciunii serioase să fie auzit în căminele voastre. Când surorile noastre vizitează pe cineva, să nu rostească cuvinte de critică despre frații lor.
mințile voastre, să stărui asupra atributelor lui Dumnezeu și spuneți experiențele voastre în dragostea lui Iisus. Plinătatea acelei iubiri va alina inima și ne va face să uităm experiențele neplăcute. Aș încheia cu următorul gând. Cât de multă pace dulce pierdem, fiindcă stăm atât de mult aplecați asupra lucrurilor neplăcute din noi înșine și din frații noștri. Trebuie să privim dincolo de lucrurile dezagreabile. Trebuie să privim la Iisus, să-L iubim mai mult, să obținem mai mult din frumusețea sa atractivă și din harul caracterului și să încetăm să mai privim la greșelile și erorile altora. Ar trebui să ne amintim că propriile noastre drumuri nu sunt fără cusuri. Facem greșeli tot mereu, noi. Și dacă alții ne-ar urmări fiecare cuvânt și fiecare acțiune la fel de sârguincios cum îi urmărim noi, ar putea să prezinte un catalog tot așa de plin de întuneric cum suntem noi în stare să prezentăm despre frații și surorile noastre. Nimeni nu este perfect, doar Iisus. Gândiți-vă la El și nu mai fiți fermecați de voincivă. Îndepărtați-vă gândurile de la fiecare lucru dezagreabil, pentru că privind defectele noastre, credința este slăbită. Și Dumnezeu și promisiunile Lui sunt pierdute din vedere. Aduceți pe Iisus în viață. Suntem liberi să-L aducem pe Iisus Hristos cât de mult dorim. El va fi prezent în viața noastră în funcție de libertatea pe care o dăm și pe care o avem. Ați urmărit libertatea? Suntem liberi să vorbim despre Domnul Iisus Hristos oricând. Când ne întâlnim unii cu alții, ați observat cât de liberi suntem să vorbim despre Iisus? Nimeni nu ne spune să nu vorbim, nimeni nu ne spune să vorbim. Iar noi? Noi? Noi suntem liberi. Și libertatea ne arată cât de preocupați suntem de Iisus Hristos. În încheiere, dragostea de apoi înseamnă readucerea Domnului Iisus Hristos în viața mea și în viața ta. Haideți să facem lucrul ăsta. Haideți să ne placă Iisus Hristos. Haideți să vorbim despre El ca despre lucrul cel mai frumos pe care l-am întâlnit vreodată. Haideți să nu ne putem opri din a-L admira și a-L prezenta celor din jur. Nu uitați, biserica, eu și cu tine, noi toți la oaltă, avem cea mai mare nevoie de dragostea lui Iisus Hristos, din nou și de la capăt. La început a fost multă iubire, apoi, sau la sfârșit, trebuie să fie mai multă decât la început. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Iisus Hristos, în neputința noastră umană, firească, venim înaintea Ta să Te rugăm, Doamne, să produci minunea aceasta și să torni iubire în neiubirea noastră. Tu ne cunoști. Suntem frustrați. Suntem rigizi. Suntem distanți. Suntem selectivi. Firește, nu putem iubi decât pe cei care ne iubesc și cu care ne înțelegem. Și nu putem depăși niciodată bariera firii noastre. De aceea cerem ajutor în momentul acesta. Cerem Duhul Tău cel Sfânt ca El să vină și să schimbe ființa noastră. Pentru că vrem, Doamne, să ne simțim liberi în iubirea Ta. Să ne simțim liberi să Te admirăm și apoi să Te purtăm în suflet. Să Te arătăm lumii, să Te arătăm vrăjmașilor noștri, să Te arătăm oamenilor cu care nu ne înțelegem, pe care nu iubim. Și arătarea lui Iisus Hristos să fie prin faptul că ne putem da viața pentru cei ce sunt frații noștri, ai Tăi și pentru lumea aceasta.
numele Domnului Iisus, te rugăm. Amin. Amin.